Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul este Plants vs. Zombies 2, este disponibil gratuit și îl găsiți doar pe iOS deocamdată. Îl testăm pe iPad mini. Probabil că ați jucat sau măcar ați încercat odată Plants vs. Zombies 1. E bine, aceasta este urmarea sa, un joc mult așteptat de către fanii genului Tower Defense și nu numai, fanii primului joc. Jocul vine de la PopCap. Ideea este foarte simplă, plantați niște flori, niște plante și veți ataca o serie de zombi, se numește Plants vs. Zombies la urma urmei. Avem floarea soarelui care ne dă resursa principală a jocului, puterea soarelui, apoi această plantă care trage cu mazăre, una care aruncă cu varză, porumbul care încetinește inamicii, o plantă în formă de dragon, o plantă care aruncă inamicii în apă, în acest caz e vorba de pirați, și o plantă care dă cu pumnii în inamicii. Jocul este împărțit în trei secțiuni. Prima secțiune este Egiptul Antic, unde vă veți lupta cu mumii și tot felul de faraoni. Apoi vine zona de pirați, pe care o avem chiar acum. Și în cele din urmă o zonă cu vestul sălbatic, în care o veți lupta cu zombie cowboy și tot felul de creaturi de acest gen. Acesta nu este genul de joc pe care îl jucați rapid, îl terminați și apoi treceți la altceva. El va solicita atenția chiar și cu zecile de minute, mai ales că provoacă dependență și necesită și mult timp pentru a termina o misiune. După ce veți termina un nivel prima oară, veți avea opțiunea de a îl rejuca și a obține una din cele trei steluțe puse la dispoziție cu diferite obiective. În acest caz nu trebuie să lăsăm zombii să treacă de acea zonă de flori, un obiectiv probabil greu de îndeplinit, dacă mă întrebați pe mine. Observați că floarea soarelui va produce acele mici bule galbene, adică energia principală care se adună aici și pe care o cheltuim cumpărând noi plante. La finalul misiunii obținem bani pe care îi vedeți aici, pe care putem să-i folosim pentru aceste trei puteri speciale. Chiar dacă totul pare complicat, nu e chiar de complicat. Cu această putere curentați zombii, cu aceasta le puteți arunca din ecran și cu aceasta le puteți pur și simplu rupe gâtul cu un swipe pe ecran. Jocul este un destul de copilăros, se vede asta și din dialogurile personajelor. Este un anumit tip numit Crazy Dave care apare și spune dume amuzante. Observați că porumbul încetinește inamicii aruncând cu unt. Apoi avem această plantă care trage cu mazăre. Anumiți inamici care strălucesc, cum e cazul acestuia, vor lăsa plant food, adică hrană pentru plante. Ce face plant food? Ei bine, odată ce o folosiți, hai să vedeți, iată, ea amplifică proiectilele plantelor disponibile, aruncă mai multe proiectile mai puternice și tot așa. Trebuie să aveți o strategie bună, sau mai bine spus chipzuită, când plasați plantele. De obicei e bine să aveți în spate una care aruncă la distanță, în față o plantă mai fragilă, dar care trage cu o frecvență mai mare. Puteți chiar și să aruncați zombi în apă. Ideea este să aveți răbdare și să aveți o strategie bună. Puteți folosi și un fel de nuci sau castane pe care le veți pune drept ziduri de fortificație. Asta dacă nu vreți o abordare ofensivă. Sau puteți să curentați zombii, dar veți cheltui foarte mulți bani în acest mod. Sunetele sunt destul de amuzante, în special sunetul făcut de zombii care își cer porția de brains. Hai să punem și o plantă care trage cu flăcări, ea trage pe 3 rânduri și tocmai am obținut o cheie. Acele chei vor debloca zone secrete ale jocului cu nivele bonus și care vă oferă puteri speciale. Atunci când veți pierde un nivel, e bine, asta se va întâmpla când inamicii ajung la capăt, aici în partea stângă. Va porni această mașină de tuns iarba, care va arate toți inamicii de pe coloană. Iar dacă inamicii ajung o a doua oară aici, s-a terminat nivelul și ați pierdut. Hai să ieșim din acest nivel, să vă arăt și cum arată gameplay-ul din zona egipteană. Observați că jocul este foarte simplu, cei care au jucat un Tower Defense știu la ce să se aștepte. Iar cele trei tematici, Egipt, pirați și vestul sălbatic. Pentru fiecare dintre acestea a trebuit să folosim un anumit număr de steluțe, deci a trebuit să jucăm ceva timp pentru a putea obține steluțele. Iată aici o poartă cu 5 chei în dreptul său, cam la asta folosesc acele chei, oferă nivele speciale bonus și abilități speciale, încă o abilitate aici, deci multele de blocat.
Hai să vedem și un nivel cu zombi egipteni, sarcofage și faraoni. Plants vs. Zombies 2 aduce o grămadă de zombi noi, o grămadă de plante noi și o grămadă de puteri noi. Începem prin a planta floarea soarelui. Observați că avem și aceste pietre de mormânt. E bine, dacă puneți o plantă gen aceea care trage cu mazăre, ea va fi blocată de acele pietre, va trage doar în ele, în vreme ce planta care aruncă cu varză va arunca peste pietre. Ideea este să aveți răbdare, asta și mi-am punut aspect al unui Tower Defense. Iată, puteți plasa și mine, anti-zombie, ele se armează destul de greu. Există și o plantă care îngheață zombie și o plantă care aruncă cu un fel de bumerang, care lovește tot zombie. Iată și acea nucă sau ghindă pe care vorbeam, ea are rolul de zid. Regulile sunt în mare aceleași ca la primul Plants vs. Zombies. Tot jocul este cam ca primul Plants vs. Zombies, în afară de faptul că s-au adăugat unități noi, plante noi, gameplay nou și tematică nouă. Hai să vedem un nivel ceva mai avansat. Provocările sunt foarte grele când terminați deja nivelul și vreți să obțineți și steluțele. Iată și inamici mai puternici cu sarcofag, cu un fel de zeu Ra. Puteți îngheța zombii, să-i încetiniți, folosim și un tun, aceste cireșe aruncă în aer. Rețineți că acest joc poate crea dependență, un aspect foarte important, nu puteți să vă apucați să jucați doar 5 minute pentru că practic n-ați jucat nimic. De la jumătate de oră, o oră în sus, deci mare atenție cu timpul liber, care din cauza lui Plants vs. Zombies se va transforma în practic 5 minute care au trecut pe nesimțite, de fapt au trecut 3 ore de Plants vs. Zombies 2. Sunete foarte amuzante, pot spune foarte ușor că acesta este jocul verii, deoarece PopCap Games a făcut o treabă foarte bună, oferă jocul și gratuit, nici nu veți simți nevoia să cheltuiți bani reali, deoarece jocul nu e chiar atât de greu. Dacă aveți răbdare, foarte multe misiuni, foarte multe personaje, foarte multe plante și foarte multe lucruri de făcut. Cine a jucat Plants vs. Zombies 1 nu are niciun motiv să nu joace Plants vs. Zombies 2, care de la noi e nota 10 din 10 de la mobilissimo.ro. Nu ezit să-l numesc jocul verii, deși a apărut și Asphalt 8 și acela poate pretinde un titlu de acest gen. Deci nota 10 din 10, Plants vs. Zombies 2, testat pe iPad mini, funcționează de minune, este și gratuit dacă aveți iOS. Este un must-have. Cam atât. La Mobilissimo, la revedere!